ultimele luni fiecare a făcut cel puțin o modificare în locuință pentru a eficientiza spațiul sau pentru a-și îmbunătăți starea de spirit. Unii au adus natura mai aproape cu ajutorul plantelor de interior, alții au optat pentru obiecte de artă decorativă. Cred că verdeața, atât în curte cât și în casă, e foarte importantă. Am foarte multe colțuri luminoase în casă, peste tot, în toate camerele unde am flori. Din punctul meu de vedere, arta are un rol esențial în viața oamenilor și, evident, pe cale de consecință și în casele noastre. În momentul în care privim o operă de artă, fie că ea că este pictură, că e sculptură, când auzim o melodie armonioasă, automat în creierul nostru se declanșează niște reacții, niște emoții care ne induc o stare de bine, o stare de euforie, o stare cumva de recompensă. Cu ajutorul unui obiect de artă se poate crea iluzia unui hol mai spațios sau a unei încăperi mai luminoase. Important este locul în care așezăm tabloul, statueta sau, de ce nu, un scaun de colecție. Evident, pictura trebuie să stea pe pereți, într-un loc cât mai vizibil și mai bine pus în valoare. Sculptura poate sta în cele mai neobișnuite locuri, adică ori pe piedestalul clasic, ori putem improviza, nu știu, un raft de cărți pe care să stea o sculptură. Cum alegem opera de artă potrivită casei noastre? Evident, trebuie să existe o corelare între mobilă, mobilier, spațiul efectiv, dimensiunile camerei și operele aduse în casă, obiectele de artă sau de decor, dar eu zic să mergeți pe intuiție și pe emoție. Pentru ca tabloul unei case sănătoase să fie complet, putem apela la biogeometrie. Probabil vă întrebați ce înseamnă. Ajută armonizarea energiilor pământului prin inima fiecăruia, astfel încât starea de armonie să fie prezentă în viețile noastre în fiecare moment. Sunt niște obiecte care aparțin acestei științe, biogeometrie. Biogeometria este o știință nouă, bazată foarte mult pe niște principii antice, dar aduse în contemporan. De exemplu, cu ajutorul unor unelte de mici dimensiuni așezate pe noptieră, putem echilibra cele două emisfere ale creierului chiar și în timp ce dormim. Biogeometria este o știință care se bazează pe centering. Aia înseamnă găsirea exactă acelui loc care te ajută să armonizezi întreaga casă. Acum depinde, există soluții care armonizează pe o rază de 4 metri, de 8 metri, dar ceea ce este foarte important din punctul meu de vedere este poziția patului. Așadar, micile detalii pot face diferența atunci când ne dorim o locuință primitoare, sănătoasă și organizată eficient.